Taxa de liberă trecere le ruinează afacerile, spun transportatorii botoșeneni. Dacă până acum nu au comunicat între ei, mergând pe principiul concurenței, astăzi au reușit să facă front comun și să ceară reprezentanților primăriei să-i scape de corvoada taxei de liberă trecere sau măcar să fie diminuată. Reprezentanții firmelor de transport susțin că această taxă este instituită doar la Botoșan și la Dorohoi, nicăieri în alte județe mari din țară. Noi, operatorii privați, tot timpul trebuie să încasăm box din toate direcțiile, referitor la taxe, la impozite. Pe de altă parte, viceprimarul Cosmin Andrei i-a întrebat pe transportatori de ce nu au participat la dezbaterea publică privind stabilirea cuantumului taxelor și impozitelor locale. Acum este tardiv pentru încercarea de diminuare sau chiar de eliminarea unei taxe. Eu am vorbit de un principiu. Principiul este că nu putem lăsa liber centrul orașului să meargă autobuzele cum doresc. Pentru că și așa traficul este congestionat. Dacă am scoate această liberă trecere, nu ar fi nicio diferență între dumneavoastră și transport marfă. Dar nu avem treabă cu marfă aici. Eu vă spun că nu este nicio diferență din punct de vedere al administratorului drumului. O altă mare problemă a firmelor de transport este pirateria auto. Sunt parcări unde stau pirații în zona gării, Piața Mare, cum ați auzit și noastră la discuția de adineauri, unde sunt ca niște cuiburi, ori sunt, nu știu, opriri pe contrasens, opriri pe oprire interzisă, sunt parcate nereglementar. Eu pot să spun că numai pe traseul Botoșani-Dorohoi, unde operăm noi ca și companie, sunt în jur de 40 sau 40 ceva de autoturisme care fac treaba asta. Cert este că taxa de liberă trecere nu va fi eliminată pentru că rotunjește bugetul local al municipiului.